peste 5,5 milioane de dolari au fost câștigați de jucători de e-sports din România de-a lungul ultimilor ani. Dar în comparație cu Statele Unite sau China, unde câștigurile depășesc un sfert de miliard de dolari, această sumă nu înseamnă mai nimic. And the winner is Anna. În acest episod vorbim despre cum țara noastră poate crește nu doar în sumele câștigate în competiții, ci în toate aspectele ce țin de jocurile video, atâta timp cât livrăm campioni mondiali. În primul rând, evenimentele precum eSports Summit sau Bucharest Game Week sunt esențiale pentru a pune bazele unui ecosistem puternic și durabil în eSports, pentru că aduc împreună toate părțile implicate pentru a propulsa gamingul românesc pe scena internațională. Politicieni, directori de companii, membri ai comunității academice și experți din domeniu discută despre pașii pe care România trebuie să-i urmeze pentru a dezvolta talente în gaming, dar și despre necesitatea implicării brandurilor în eSports. Aceste evenimente pun cumva bazele pentru o astfel de carieră. De ce îi punem la un loc împreună? Este ca să învățăm unii de la ceilalți. Poți participi la turnee care te pot propulsa în cariera ta. Te-am spune că este un vis devenit realitate dacă e să o luăm așa, pentru că au pornit de la un nivel foarte jos și au zis acum să fie foarte tare. Adică țin minte primele concursuri pe care le făceau pe aici prin Politehnică. Fiecare veneam cu calculatorul, dar nu prea ajungeai să te joci pe scenă, nu se uita lumea la tine, n-aveai toate luminile astea, n-arătat tot de frumos. Poți să întâlnești sponsori, poți să întâlnești echipe care recrutează. Acestea sunt vocile celor care vor ca România să devină un lider important în industria de gaming, prin colaborare, investiții și recunoaștere politică și academică. De ce? Ne explică doi dintre cei mai importanți organizatori de evenimente de gaming. Pentru că afară deja e un fenomen atât de puternic încât vedem acele campionate globale unde sunt premii care depășesc marile premii de la Roland Garros sau de la Wimbledon, și ne întrebăm cum s-a ajuns acolo. Și în România de-abia se strâng bani pentru turnee mici, noi vrem să grăbim lucrurile. Aducând acest stakeholder împreună, vede și mediul politic interesul mediului academic în zona aceasta. Pe de altă parte, brandurile sunt foarte interesate de factorul politic, să-și dea ok-ul, pentru că automat, când ele se adresează unui public într-o zonă care este încă în România pusă la zid, cea gaming-ul sau a calculatorului în general. Așa. Cu mai mult curaj poate să apere și să vină să investească atunci când și mediul politic este de acord. Și dacă și mediul universitar îmbrățișează, cu atât mai mult. De asta aceste multe componente pe care le punem împreună, astfel încât sperăm noi cât mai rapid să aducem e-sportul românesc la nivelul țărilor, chiar și din preajma noastră. În primul rând, tot pleacă de la pasiune. Toți acești tineri de care vorbim au această pasiune care este din ce în ce mai prezentă în viețile lor, viețile noastre, gaming-ul. Nu mai este ceva tabu, este deja o chestie care se întâmplă la nivel global. Dacă vorbim de e-sport și de jucători profesioniști, într-adevăr, atât evenimentele cât și jucătorii profesioniști pe care avem în lume, câștigători campionate mondiale sau europene, sunt niște factori destul de importanți pentru a-i face pe cei care se joacă acasă, singuri sau cu prietenii, să facă următorul pas în aceea de a dezvolta o carieră în e-sport, de a fi jucător profesionist. Iar aceste evenimente pun cumva bazele pentru o astfel de carieră. Și marile companii sunt optimiste și spun că e-sports reprezintă un domeniu care crește și se transformă într-o adevărată forță tehnologică și financiară. De exemplu, Mădălina Popa, reprezentantul unei mari companii multinaționale, a evidențiat impactul implementării inteligenței artificiale în gaming, pentru că jucătorii își pot personaliza propriile experiențe și, de asemenea, își pot crea asistenți virtuali personali, ducând acest domeniu la alt nivel. În momentul în care folosești generative AI,
poți să creezi content de calitate. Un jucător poate să-și personalizeze propria lui experiență. De asemenea, în momentul în care dorește să capete niște performanțe mai bune, să aibă niște skill-uri mai bune de joc, cu ajutorul generative AI își poate crea propriul lui asistent virtual cu care să simuleze diverse jocuri. Artificial intelligence poate fi foarte relevant și în zona de fraudă, de trișat, pentru că în momentul în care sunt folosite în concursuri soluții de artificial intelligence, lucrurile acestea pot fi identificate foarte ușor și foarte rapid și nu în ultimul rând, cu ajutorul AI-ului, poți să incluzi cât mai mulți oameni, indiferent unde sunt, indiferent că au acces sau pot să vină într-o anume locație sau stau la ei acasă în birou în fața propriului laptop. De asemenea, pot fi atinse inclusiv persoanele cu dizabilități. Chiar ne îndreptăm în direcția corectă, în direcția potrivită, atât din punct de vedere a ceea ce se întâmplă în zona de AI și IT, cât și din perspectiva educației și ce se întâmplă la nivel mondial în educație. Sunt foarte multe proiecte ale statului, culmea, care investește și care, în momentul în care a apărut pandemia și au văzut că totul se poate întâmpla în online și au văzut beneficiile care le aduce mediul online pentru educație, au decis că este o direcție corectă și este direcția în care una peste alta copiii trebuie să evolueze. Avem departament specializat pe zona de educație care dezvoltă produse și care practic am preiat toate produsele benefice pentru mediul de business și corporate și le transpune în educație, aducând acolo foarte multe aplicabilități și foarte multe funcționalități pentru mediul educațional. Legat de zona aceasta de e-sports și de gaming, există această platformă educațională care nu face nimic altceva decât să-i dea profesorului posibilitatea de a preda absolut orice materie din curiculă într-o platformă de joc, de gaming. Inclusiv ora de sport se poate preda în Minecraft Education, pentru că acolo copiii pot învăța regulile jocului. Să ne gândim că acești copii s-au născut cu tehnologia. Viitorul sau următorii, să zicem, 5 ani, credem că vor schimba destul de mult paradigma educației. Profesorii vor trebui să se adapteze noilor reguli și noilor norme pe care copiii le vor impune. Marile concursuri de gaming se organizează pentru a descoperi și promova talente noi, pentru a dezvolta comunități de jucători și pentru a atrage sponsori și investitori, generând astfel creștere economică și inovare tehnologică. De exemplu, în aprilie, la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie, Politehnica București, a avut loc una dintre cele mai mari competiții anuale de gaming din România. Acest gen de evenimente sunt ideale pentru sute de elevi și studenți pasionați de jocuri video, pentru că își pot demonstra abilitățile, iar premiile sunt de ordinul zecilor de mii de euro. Mi se pare că e o chestie pe care o fac și în același timp mă face să mă simt tânăr, pentru că o fac de foarte mult timp și am tot timpul de a face cu oameni foarte, foarte tineri. Și e, să zicem, un job, să spunem așa, pentru că include mai multe lucruri, nu e neapărat un job tradițional, dar include mai multe lucruri, e foarte tare, e o chestie foarte mișto să te trezești dimineața să faci ceea ce îți place. În momentul de față, cred că fiecare om care nu și-ar prea poate să lucreze în industrie și-ar putea găsi locul, fie că vrea să fie, nu știu, poate pe parte de designer, fie că poate să fie parte de editare, foto, video, statistică, e foarte mult marketing în spatele gaming-ului, adică poate să găsească ușor, să zicem, o oportunitate în zona de gaming. Acest domeniu, din păcate, nu este foarte exploatat sau, cum să spun, cunoscut în țară, în România, dar să sperăm că pe viitor se poate face ceva mai mult din ce se întâmplă în momentul de față. Să fii un jucător profesionist înseamnă, în primul rând, să faci foarte multe sacrificii, deoarece pentru a putea performa în jocurile video, necesită foarte mult timp și dedicație. Și pentru că vorbim despre cariere, tot la Politehnica din București, mai exact la Facultatea de Automatică și Calculatoare, studenții pot urma cursurile unui master de gaming pentru a deveni dezvoltator de jocuri și nu numai. Acest master, care se numește Grafică, Multimedia și Realitate Virtuală, este unul dintre cele 25 de programe de master ale facultății noastre. Dincolo de jocuri,
Masteratul acesta îi pregătește și pentru domeniile realității virtuale și realității augmentate, care sunt, aș zice așa, în explozie. Despre crearea de jocuri este o industrie foarte rewarding, care oferă multe pentru cei care lucrează în ea. Crearea unui joc înseamnă că vei lucra cu scenariști care sunt, să zicem, asemănători unor regizori, unor oameni care scriu scenarii de teatru, numai că le scriu pentru jocuri. Vei lucra cu oameni care creează toate acele scene și modele 3D, modelatorii. Vei lucra cu oameni de vânzări care se ocupă de cum va fi vândut jocul. Tendința de creștere a timpului liber există și cred că vom avea din ce în ce mai mult timp liber. Și acel timp liber, o foarte mare parte din el, îl vom folosi pentru entertainment, pentru a ne distra. Încă din liceu știu că nu era neapărat un program de învățământ care să ne îndrume în direcția aceasta, dar în timpul facultății am aflat de acest program de master și m-am gândit, ok, pot să reactivez oarecum această pasiune de-a mea și să învăț mai multe. Și în fiecare semestru avem mai multe materii pentru fiecare arie a acestei industrii. Am început în anul 3 cu școala de vară, unde am participat, am fost într-o echipă de 40 de oameni aproape, unde am trebuit să facem un joc de tip RPG. Acela a fost primul proiect, să zic așa, de Azat Unity. După aceea mi s-a părut super, super interesant și am zis, ok, pot mai mult de atâta. Și disertația la fel, este tot un joc. Vreau să fac un joc în realitate virtuală, un joc educativ despre dinozauri, care sunt o pasiune de-a mea de mică. Viitorul industriei e-sports din România este promițător. Pe măsură ce adoptăm practici din alte țări și încurajăm dezvoltarea echipelor și a infrastructurii, vom reuși să reducem decalajul față de țările de top. Cu suportul politic, academic și economic, România are potențialul de a deveni un jucător important pe scena internațională a e-sportului, oferind oportunități și recunoaștere tinerilor talentați din țară. Ne place să vedem când IME sau Cunana Dumbrava câștigă pe la Dallas sau mai știu eu, pe în Copenhaga și flutură steagul nostru acolo. Și mai mult de atât îl văd milioane de oameni în întreaga lume. E clar că lucrurile cu jocurile video și cu e-sports-ul, jucătorii profesioniști vor crește și se vor dezvolta în ce în ce mai mult. Sunt foarte, foarte, foarte multe proiecte la nivel mondial care se întâmplă. Închizând ochii și văzând cu ochii minții cam cum se poate derula un joc în 2030, văd cu siguranță oameni care au ochelari virtuali, văd gameri care joacă în diverse medii virtuale în același timp, de ce nu poate să conducă și la apariția unor NFT-uri și a criptomonedelor care merg în zona aceasta a industriei de e-sports. Va veni o cupă mondială care s-a desfășurat la Riad cu 60 de milioane de dolari premii. 60 de milioane de dolari premii. Poți să ajungi milionar jucându-te. Iar asta este cumva doar începutul a ceea ce va însemna e-sportsul profesionist.